Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni. Plouă! Wow! Plouă, vreme de beție, să asculți pustiu, ce melancolie! Vine Bacovia să vă colinde. Liber la dedicații. Atenție, vă uitați la 0264420135, formați, pac, dar să nu stați cu televizoarele date tare, la volum, că apoi avem reacții și nu ne iese varianta. Răspund cuiva care m-a întrebat ce loc din țara asta mi este cel mai drag. M-am încurcat că nu m-am gândit niciodată. Dar muzical, uite, vă răspund acum. Hai! Este. Alo? Alo? Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Ce faceți? Cum sunteți? Bine? Galben de gras și roșu ca brânza, ca să răspund acum în termen decembriști. Termen popular. Da, da. Sunt Gheorghe din Sighetul Mărmasii, domnul Vaida. Da, Gheorghe. Fac niște dedicații. Eu. Pentru dumneavoastră, în primul rând. Mulțumim! Faceți frumoase emisiuni. Ne plac foarte mult. Am pentru doamna Rodica Bodran, Marx, împlinește frumoasă vârstă, îi doresc cum zicești că doresc la ambulstani. Pentru prietenul meu, Imi, din Reșița și prietena lui, Ramona, din Aghireș. Și pentru familia mea, pentru toți telespectatorii ce urmăresc acest post minunat. Vă doresc multă sănătate și sărbători frumoase de când nu ne mai auzim. La fel! La fel! Vă doresc! Toate cele bune! Toate cele bune! Și eu vă ură la fel. Ia uite, din partea familiei profesorului Ionese din Vicovul de Sus, tot respectul și admirația pentru dumneavoastră. O emisiune extraordinară. Ah, duminică frumoasă. Ia, să vedem cine mai e la telefon, ca să nu greșim, să nu greșim. Ne uităm și convorbim. Alo! Să vedem aici. Sărace. Da! Domnul Vaida? Da! Doamne ajută, de la Târgu Mureș vă salută oricine, un Teodor. Da, domnul Teodor, da.
Așa, o zi binecuvântată, că săptămâna trecută n-am reușit să viu. Ei, ai reușit? Motivat, pune motivat. Motivat, dar da. Motivat din cauza la Rom Telecom, să nu știți la cine. Da. Mă rog. Așa, domnul Nelțu, pentru toată familia asta ardeleană care ascultă și se uită la emisiunea dumneavoastră, multă, multă sănătate, sărbători, fericite doresc. Ce să zic, eu nu zic de bogăție, că bogăția asta e relativă. Ei, bogăția e la alții și e relativă. Bogăția e în sufletul nostru, da, acolo. Da. Așa. Si. Eu zic să fim sănătoși, să ne întâlnim cu bine, să ne auzim cu bine și Doamne ajută numai bine și multă, cui multă sănătate. Vorba aceea, Doamne ajută, cui sărută și la ăia ce se uită. Bun. Corect, domnul Vaida. Doamne ajută, numai bine. Doamne, sănătate. Hai că mai citesc aici o dedicație, le-ați trimis pe Facebook. Cum zice, bună ziua, o dedicație de la mine înspre bunica mea. Ovidiu Răcile, zice așa. E, dacă dumnealui, Răcile, fără milă, ce nume. Vine iarna și o să vă mai încălziți dumneavoastră și cei din sectorul 1 din București, o să facă insolație. Alo? Alo? Bă, mi s-au cam murdărit ochelarii și am început să vă văd în mozaic, știi? Alo? Alo, bună ziua, domnul Moină! Da! Acasane Ilie din la Suceava vă deranjează! Din Suceava, vă ascult! Vreau și eu o dedicație de la dumneavoastră! Da! Pentru familia mea. Am 3 fete și un băiat. Să vă trăiască. Mulțumesc. Andreea, Maria, Dumitrița și Ilie Sebastian. Da. Aș vrea o colindă, dacă se poate. Mai încolo o să observați că emisiunea de azi am structurat-o pe 3 secțiuni. 2 mai mari, una mai mică. Și vin și colindele, să fiți liniștită. Bine? Scuzați. Nu, că vine. Stai liniștit, că dau. Vine. Bine. Da. Deci a zis că aveți... Doamne ajută, sănătate, o zi bună. Doamne dă, la toată lumea. Auziți, da. La noastră plouă în Suceava sau ninge? La Suceava plouă, la Suceava, da, plouă. E vorba aia cum se zicea când ploua la nuntă. Zice, va fi mireasa lăptoasă ca izvorul izvoroasă și groștiorul, adică smântâna. Gros ca molul. Da, smântâna, da, e bine asta. V-am pupat, cele bune. Bun, sănătate, Doamne ajute. E, nu mai pierde vreme. Acum ne ducem în Hunedoara. De acolo ne cântă o doamnă. Este de pământ din județul Mureș. E Riciu. Da, căsătorit acolo... Acolo s-a lansat pe orbita artistică. Hai! Așa trec zilele mele și mai bune și mai rele. Așa trec zilele mele și mai bune și mai rele. Și la 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 la. Dar nu mă las și nu mă las până la ultimul ceas. Și la 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 la. Dar nu mă las și nu mă las până la ultimul ceas. Și la 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 la. Ținem, Doamne, neamul meu, că nu-i viță de om rău. Șa-l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 a. Ținem, Doamne, neamul meu, că nu-i viță de om rău. Șa-l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 a. Dar ținem, Doamne, frații mei și pe mine lângă ei. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Dar ținem, Doamne, frații mei și pe mine lângă ei. Șa-la-la-la-la-la-la-la. Ținem, Doamne, viața mea de ușoară sau de grea. Șa-l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 a. Ținem, Doamne, viața mea de ușoară sau de grea. Șa-l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 a. Dar nu
și nu mă las până la ultimul ceas. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la. Da, nu mă las și nu mă las până la ultimul ceas. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la. Azi petrec cu prietenii și petrec cât oi trăi. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la-la. Azi petrec cu prietenii și petrec cât oi trăi. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Da, prietenia cine știe până la moarte și frăție. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la-la. Da, prietenia cine știe până la moarte și frăție. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la. Prietenii au fost lângă mine și la rău, da și la bine. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la-la. Prietenii au fost lângă mine și la rău, da și la bine. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Da și când ei au fost la greu, lângă ei am fost și eu. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la. Da și când ei au fost la greu, lângă ei am fost și eu. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la. Și nu mă las până la ultimul ceas. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la. Da, nu mă las și nu mă las până la ultimul ceas. Sha-la-la-i-la-la-la-la-la-la. Uite, un îndemn frumos. Nu mă las și nu mă las până la ultimul ceas. Că am căzut toți în olița cu melancolie. Hai, alo! Rătata, nu mă duceți, vă ține. Am uitat să-mi sterg ochelarii. Băi, parcă aș fi la guvernare. Una zic și alta fac. Alo? Alo, bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua! Vreau să fac și câteva dedicații. Ascultăm. Dacă permiteți. Da. Pentru mine și familia mea, pentru Imi din Reșița, sărbători fericite, pentru Gheorghe Năsoi din Sighet, și familia dânsului, pentru toți telespectatorii care urmăresc acest post de televiziune, le doresc multă sănătate, sărbători frumoase și numai bucurii. Și aș dori o colindă. V-am spus că vin. Știți, mă, că le-am așa, făcut așa. Să mulțumim. Știu, pe... un pic mai târziu, da? Da, 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 da. Ca să rămâneți cu colindul în suflet, știți? Da, da, bineînțeles. Mulțumim. Nu, nu m-am prezentat pentru că oricum mă cunoașteți. Sunt Ramona de la Ghireș. Ai o da, dar din și din fața televizoarelor nu. Și cred că nu-i gelos domnul Imi, nu? Nu cred. Nu, nu, cum să fie gelos? Așa, bine. Nu are de ce să fie gelos. Na. Acum, asta e. Toate, toate strecătoare și numai sănătate să fie. Asemenea, să ai. Mulțumesc. Întregi lumi, la fel. Mulțumim frumos. Stai să vedeți cum stăm aici. E bine. Hai că mai eu, uite ce îmi scrie pe Facebook. Lucia Fodor. O emisiune minunată, salutări. Ambrozie Fodor, prietenii mei din Dej. Bă, vă pup pe toți. Să fiți iubiți și la noapte fericiți. Asta pricep, da. Hai, mai dă-mi un telefon, că îl iau și să știu că se oprește ploaia. Da. Alo? Alo? Da. Bună ziua. Bună ziua. Cu domnul Vaida, vă rog. Cu mine vorbiți, în direct, că la noi nu le filtrăm, nu le cenzurăm, ca să recunoaștem. Direct, pa! Da. Vă salut cu respect. Și eu vă contrasalut. Sunt un ofițer în rezervă din județul Alba. Da. Și aș vrea ca să dau o dedicație pentru toți colegii din da? Promoția 1976, care sunt răspândiți în toată țara. Aveți 67 de ani. O melodie adecvată tuturor. Vine mai încolo.
Bine, ca să nu le schimb în desfășurător. Ea vine mai încolo, bine? Da. Am rânduit-o. Vă pup și bine. Să, auziți, să vă aducă la zi, adică să ne aducă la zi și pe noi guvernanțe ăștia cu activii. Apropo de pensie. Păi, pentru mine cel puțin e o diferență mare, oricum. Și la toți cei care suntem mai trecuți, de la promoțiile 75, 76, 77, 78 încoace, le-am cam servit. Da, eu am ieșit în 2001 atunci. Cu... Da. Ați apucat aia. No, bine. Da. Să, ai tăiat porcul? Da, ieri. Foarte bine, măcar noi să tăiem porci, că mai rănim din ei, că-s mulți. Da. Da, și de-astea originale. Da. Porc, da. Porc, nu contrafăcut. Ecologici, da. Bine, mulțumim frumos. Bine, vă salut cu respect. Cele bune. La Târgu Mureș mă duc. Și o să vedeți doi frați cântând Târgu Mureș în cetate. Noi, clujenii, am descelenit chestiunile acolo. Într-un... O să uitați. Uitați-vă cu atenție. Hai! Frații Grigore și Ion Zegrean, trăitori în Gherla. Hai că citim de aici, mai citim dacă știm. Bună ziua, aș dori o dedicație muzicală mămicii noastre, Ana Mic, din Recea Cristur, la împlinirea unei vârste frumoase. La mulți ani din partea fetelor din America, Ani și Sanda. Vă mulțumim mult, sărbători fericite. Vă dați seama, în America e dimineața, cum e până în ziua. Depinde pe ce fuseți... domiciliat. Nu vă gândiți la prostie, că nu pot să spun în România asta un cuvânt, că ăștia numai la semantică să gândesc. Oameni buni, n-am uitat că ne chemăm, vine Clujul pe la noi, plecăm cum putem acum, că ne
încurcă situația care e în toată țara și în toată lumea, dar ajungem. Uite, am bătut la ușă și ne-a deschis familia Valeria și Traian Ilea. Hai, să-i vedem. Salut, băi! Salutări! Ați fost la biserică? Am fost și la biserică, da, am fost și la biserică și acum facem repetițiile pentru Colinzi. Foarte frumos! Da? Repetați. Mi-aduc aminte de anii copilărie, când ne pregăteam înainte de cu 9 săptămâni, da. Adunam cu steaua, cu ce făceam noi pe acolo, care cu crucea, unul ducea steaua. Da, cu Viflaimul, da. Da. Da, exact. Irozii, cum zicea, Viflaimul, Irozii, știi tu. Exact, depinde în ce zona ți-a licitat fiecare, în Bihor într-un fel, în Maramureș altfel. Păi tu dar crezi că aveai problemă grea, că tu cântai bine, te puneau ei acolo. Da, și cu tirales am fost. Știi ce înseamnă tirales? Tiralesa, da. Doamne ajută-ne, și în poțincă mare, grâu de primăvară, și pe prins pe vară. Așa, exact, da. Exact. Da. Da. Băi, auzi, ce acum? Ați tăiat porcul? Sau încă au scăpat? Urmează că am fost destul de prins, mai avem un drum de făcut pe la București, ne întoarcem înapoi și tăi porcul. Și cade ghiță, săracul, da? Cade la datorie. Da, da. Bun. Auzi, nepoții vin acolo în da. Câți nepoți aveți? Nepoți. Doi până acum. Doi. Încă doi și după aia... Doi. Nu mai facem noi. Dacă nu mai facem noi, nu mai știi? Ce... Băi, de ce? Păi văd că tinerii nu mai fac. N-ar fi pentru prima dată. Da. Băi, de sărbători unde veți fi? Prin zonă. Prin zonă. Ne-au venit copii acasă care au fost plecați. Deci familie. Deci fii atent. Sărbătoarea care adună sufletele împreună. Mă. Asta e Crăciunul, da? Da, exact. Foarte, exact. Bă, nepoții și cu copiii. Da. Și ne bucurăm, fericit, și ne bucurăm cu toții. Vă invidiez. Vă fericit că a venit acasă la voi de Crăciun. Da. Ce aveți în plan pe perioada următoare dacă ne lasă Dumnezeu și cel de sus și cei de sus? Da. Să treacă nebunile astea care bântuie lumea de pe ăsta ne-a bulversat viețile total. Da. Aveam niște invitații prin Statele Unite, dar le-am amânat pe anul viitor, că nu se știe ce. Așa. Ne mai pregătim un material care sperăm să-l finalizăm. Am făcut câteva cântece cu taraful de la Palatca. Opa! Taraf tradițional de la Palatca, da. Care au fost, zic eu, foarte reușite. Și am filmat aici, la noi, la Căsuță în Hăjdate. Pe terenul propriu al lui Traian, acolo. Da. Bă, și și încheierea a fost la Hăjdate în Făgădău, cum e cântecul ăla al tău, da? Da. Cu cântece, cu balmoș, cu de toate. Da, bravo. Dar având în vedere minunile astea care bântuie pământul, nici nu poți să-ți faci planuri pe viitorul depărtat. Sigur că da. Mă, eu vă doresc sănătate. Ce doriți voi, telespectatorilor? Vă ascultăm. Mulțumim că v-ați gândit la noi, mulțumim televiziunii că m-am gândit, mulțumim ție, Sergiu Vaida, prietenul nostru, pentru că te-ai gândit la noi. Apreciem. Telespectatorilor, ce să zicem? Să fiecare casă bucuria care trăim noi acum, având toți copiii lângă noi. Bă, vă invidiez încă o dată, vă pup, an mulți cu fericire. Și tuturor în primul rând. Bă, dar pușca, auzi, cureaua e lată, dar pușca nu e ruginită, nu? E lustruită, foarte bine. Era să o zic, da. E întreținută și lustruită, da, te pup. Băi, uite. Mulțumim pentru... Băi, să vă uitați la televizor acum că veți cânta voi, bine? Felicitări pentru tot ce faceți acolo. Faceți tot iarna sunt lucruri frumoase și chiar am urmărit emisiunile, este grozav. Să te uiți și azi, am pupat, bă. Vățuc, hai! Asemenea tuturor. Oameni buni, ia să mai luăm un telefon dacă stă cineva și apoi ne-o duce, că numai bine să ajungă și Traian cu Valeria la televizor, că ei au fost cu noi acum blocați, știi? Dacă e cineva la telefon, dă-mi mișule. Alo? Doamne ajută-vă, salut domnul Sergiu, în sfârșit. Măi. Păi mai lăsăm și ortați și prietenii noștri să fie în frunte. În așa. Primul rând, salutări dumneavoastră din partea prietenului Eugen Cristea din Chiajna de București. Salutări pe domnul Vaida. Da, ce mai face Eugen, mă? Băi, se
ocupă cu nepoți, cu sporturi, se duce de colo-colo pe cintă, știi ce, stadioane, dar vă urmărește și pe dumneavoastră, e un om simpatic, regățeanul nostru. Da. De asemenea, iubitei mele Ramona, multă sănătate, doamne Rodica Bodran, în 14 și fratelui meu Ștefan, care în 15 are ziua de născare. De asemenea, și prietenului Ghiță, din Sighet, multe gânduri bune de aici, din vestul țării. Da, dumneavoastră, pe Ghiță îl cheamă Năsui sau Nasol, mă? Cum îl cheamă? Năsui, dar nu, e coincidență de nume, v-ați prins doar. Nu da, cu, da, v-am cupat, da. Emisiuni cât mai bune, Doamne ajută, la de bine, toată stima să rămână. Am zis, servus, am zis că vom cânta, apoi cântăm, prin vocile Valeriei și a lui Traian Ilea. Poarta vieții, mor scoate pe poarta vieții.
vieții, mor scoate pe poarta vieții, mor scoate pe poarta vieții. Un cântec creează foarte bine o atmosferă așa nostalgică, interesant. Nu toate cântecele reușesc asta. Uite, ăsta a reușit. Dăm telefonul, alo! Alo? Alo? Da. Domnul Vaida, vă rog. Eu sunt, vă ascult. Ștefan Alexandru mă numesc, din Cluj sunt. Domnul, ne-a scris și aici, am primit, da, vă ascult. Da, vreau să întăresc ce v-am scris, vreau să vă fac următoarea piesă pe care o punem, în undă, da? O dedic pentru toată echipa dumneavoastră. Mulțumim! Să și potrivește, să se și potrivește, că noi nu suntem misogini, o să vedeți, da. Aoleu, să potrivește, ați nimerit-o nici dacă ne înțelegeam, nu nimerea așa. Da. Vă doresc sărbători fericite tuturor. Mulțumim. Toate, numai bine. Toate cele bune. Bă, cât e ceas, uite-mă ce a nimerit. Stai să ne uităm la loc de odihnă, ne punem aici. Oameni buni, uitați-vă, piesa asta e scrisă de mine, bă, are vreo 20 ceva de ani. De mult, ce, aproape 30. În care arătăm cam ce se întâmpla la... Se făceau ospățuri, chefurile de sărbători sau cu alte prilejuri, botezuri. Și se întâlneau și nevestele fruntașe, cum să spun, ale satului. Și acolo, elegant, se înțepau reciproc. Vorbesc prin cântec, nu vă gândiți la prăpăstii, da? Uite, chestiunea asta am făcut-o, am gândit-o, am readus-o și am pus-o într-un cântec, ca să ne amintim și noi cum a fost, să știe cei care vin cam ce se întâmpla. Două interprete bune, ambele din Gherlă, Marinela Zegrean, căsătorită Iștici, și Angela Rusu. Cred că moldovan acum. Da, eu le folosesc, Marinela Zegrean și Angela Rusu. Hai!
colegul meu Radu Ilea zicea, bă, mai iau un pic să iau de cap asta. Așa e frumos. Înseamnă că a reușit chestiunea. Alo? Alo? Că după aia v-am anunț sponsorul, dar vreau să iau acum telefonul, că stă omul în drod. Alo? Alo, bună ziua! Să rămână! Bună ziua, domnul Vaida! De la Cluj-Napoca, Pătileana vă sună. Te ascult! Da. Aș vrea să fac și eu o dedicație. Ia două, să vedem, Adriana, da! Da, ia! Pentru mama mea, de la Bojul Cătun, Sabăidana. Aha! Fratele meu din Spania, Sabă Valentin. Sora mea de la Cluj-Napoca, Abo di Raveca. Ravecuța! Da, Ravecuța. Da. Bine, vă dorim sărbători fericite și Crăciun fericit. Asemenea, nu te întreb cum e vremea la Cluj, că m-o ploua destul până la studio. Bine. Da, pe ne plouă și acum. Da, e vreme grasă, cum se zice. Bine, mulțumim. Doamne ajută. Doamne ajută. Hai că mai citesc de aici, să nu zic. Uite, așa. Am găsit de unde trebuie să citesc, dar să nu uit. Oameni buni, trebuie să mulțumim sponsorului emisiunii noastre, că ne vedeți că putem face emisiunea aceasta. De mulțumiri publice și în tot sufletul restaurantului Chios din Cluj. Bac, citesc acum. Asta n-am citit, că asta știu. Bună ziua, mult respect, aș dori o dedicație cu colindă. Vine Maria, Maria, unde-i suta mele mia? Angela Ciocean, emisiunea de data trecută încheiată splendid, felicitări și bucurii. A, da, am încheiat cu Nicoleta Rădărean, fata de la pian. Mulțumim. Uitați-vă azi că și azi avem o încheiere tot cam așa, da? Bine. Hai mai dăm un telefon, că apoi ne-om duce și om arăta ceva de viț minuna. Alo? Alo? Da. Vă ascult. Ziceți. Alo? A căzut guvernul. Ha! S-a tăiat în altele. Uite, vă citesc eu de aici. Ce să facem? Lenuța Meseșan, mulțumim pentru emisiunea frumoasă pe care o faceți. Diana Ionicoiu, domnule Sergiu, aș dori o dedicație tatălui meu, Mureșan Vasile, din Câmpia Turzii, născut și crescut în Geanul Mic. Aș vrea să-i urez sănătate și să-i puneți povestea Puiului de Cerb în interpretarea Mariei Butaciu, dacă se poate. Mulțumesc frumos! Într-una din emisiunile viitoare, 100%. Hai, dacă e la telefon cineva, dă-mi-l, că când zici alo și eu zic da. Nu scăpați receptorul. Bată-l norocul să-l bat. Alo? Alo? Da! Bună ziua! Bună ziua! Dați televizorul mai încet, să nu ne audă nimeni. Dați-l mai încet, că vă aud acolo. Hai! Și numai în telefon vorbiți. Bine, hai! Ești noi, dedicație. Da! Pentru familia Dincă și Coderie. Da! Pentru Alecusca de la Ursa. Da. Pentru Alecusca de la Giuvărăști. Da. Și cam atât. Și un Crăciun fericit pentru toată lumea. De unde ne-ați sunat? În comuna Izbiceni, județul Olt. Din Izbiceni de Olt. Bine. Da. Uite, o să vă... Mulțumim. Acum o să izbesc eu un moment nemaipomenit. M-a întrebat cineva ce mai face nănașul. Zice, domnul cu mustață. Era bătrân. Nu e așa bătrân. Domnule, face bine. La filmări era cu minte, acum era foarte cu minte. Ia uitați-vă cam cât de cu minte era. Ia uitați-vă, hai! Tu, Luță, stai un pic, stai un pic, măi, da, stai! Ai acolo! Du-te, lasă-mă în pace, că... Hai, țucuțe, da, stai, stai! Au, nu mă te duce, că... Hai, mă, că... Nu, du-te aici, trece aici. Poli. Da, sus, așa, pe sus. Dă pe sus. Nu, dar unde e? Nu. Hai de mine. Nu. Golă. Nu, așa și lucra, să știi. E, pe vremuri nu erau sticlele goale și, mă rog, mi-aduce aminte filmarea asta la Ampuița ai făcut-o, la...
tanti Luță, acolo, la mama Luță, dar mi-aduce aminte de Sandy Marius, cu el am făcut, când noi eram cu carul acolo și hai să facem și noi o ghidușie. Nu uitați, stimați telespectatori, că sunteți pe TVR3, unde urmăriți în direct de la Cluj emisiunea întrei, pac, ca la șurea. Alo? Cum dai mândră laptele? Alo? Nu vrea să vorbească. Nu vorbește. Dăm altă dedicație. Că nu... Alo? Alo? Da? Am o întrebare, domnul Sergiu. Nu, a, mai ziceți o dată că n-am înțeles. Da. Am onoarea să vă salut, domnul și Sergiu. Și eu vă Nelu, salut. Da. Nelu Lugojan, vă da, dragă. Nelu Lugojelu. Da. Nelu Coronel, da. Da. Aș dori să urez la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Spiridon. Astăzi l-am pomenit pe Sfântul Ierar Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni. Mai puțin ăștia cu Spiridon, da, mergem. Așa. Hai prin Moldova, pe acolo, da. Aș dori de asemenea să transmit multă, multă sănătate și sărbători fericite întregii dumneavoastră echipe, și în special sponsorul emisiunii. Da, mulțumim! Vă Ștefan, mulțumesc. Pe numele lui Ștefan nu vă mai spun celălalt nume, că se uită la televizor și la ce vin bun are salivez de pe acum. Da. Multă sănătate tuturor vă doresc, Doamne ajută! Toate cele bune! Bun. Oameni buni, ați văzut, m-a scris cineva și nu mă tem să spun, dom'le, v-a plăcut cum au defilat alții în alte județe de 1 decembrie. Dom'le, sigur că nu mi-a plăcut, dar eu înțeleg chestiunea. Cu cine să defileze jandarmii și celalți, că ăia apți și în putere erau toți în misiune la toate evenimentele. Au desfilat ce au avut. Asta este. Acum nu mai știau că e stângul pe tobă. În ziua de azi, că tot vine Ignatul, e stângul pe tobă și cărnați. Aha! Dar totuși au fost județe și nu puține care au marcat momentul ăla de 1 decembrie și au făcut chiar spectacol. Noi vorbim de chestiunea aceasta, că asta ne doare. Au reușit să-și facă spectacole, domnule. Uite, noi am fost și am făcut ceea ce fac toți românii, adică am subtilizat, că nu zic furat, că imagini de la spectacolul prilejuit de ziua de 1 decembrie din Baia Mare. Acolo și Consiliul Județean și Primăria și-au dat mâna cinste lor și au pus ansamblul Transilvane la treabă și-au făcut spectacolul. Uitați-vă! Pământ ca românul bun și blând.
cealaltă ți le-a spus, ca și moroșenii nu-s, ca și moroșenii nu-s, măi. Un s-agață harta-n cui, sus la porta cerului, sus la porta cerului. Florentina Giurgi, Petre Giurgi și toți moroșenii lor. Bravo lor! Alo? Alo? Todo? Mircea Oniga, bună ziua, domnul Vaida. Felicitări pentru emisiune. Aș vrea o melodie cu Dumitru Furduiancu. Alo? Cu Nicolae Furduiancu. Cu deosebite considerație. Da! Mă numesc Iveac Nicolae din satul Câmpulăș, județul Giurgiu. Da! Și aș vrea să dau și o dedicație pentru fata mea. Da. Care pe 14 împlinește 42 de ani. Să trăiască! Și dumneavoastră și multă sănătate și fericire. Să vă dea, domnul. Oameni buni, ne întoarcem, dar stai să vă citesc un pic, să-mi pun bicicleta, parbrizul. Ia uitați, Leontin Borșe, bună ziua, aș dori o colindă, dacă se poate să o cânte Călin Borșe la Taragot. Bă, ăsta e din sa de la mine, pe o jumătate de părinte, da? Mulțumesc mult, semnez tot eu acel bârsăuan de duminica trecută. De ce bârsăuan? Că e bârsău de sus, bârsău de jos. Sunt județul satul mare, știi? Bârsău de sus, în bârsău stau mai ales pe hăbădic americanei. N-a avut colectiv, ăia s-au dus în America. Acum ne întoarcem la Baia Mare să mai vedem ce și cum. Hai! Bine ați revenit la Baia Mare în Maramureș. V-am așteptat cu mult drag. Mi-a fost tare dor de dumneavoastră. Ce ai făcut aici? Vă mulțumesc în numele Consiliului Județean Maramureș și a municipiului Baia Mare
bineînțeles, a domnului președinte. Am vrut să-l iau și m-am întâlnit cu el înainte, da. Cu președintele ascultare, dar prins cu protocolele. Hai. Da, Ionel Ovidiu Bogdan, da, da. Este din Dumbrăvița, o comună frumoasă a Maramureșului. Au fost cosăteni aici. Da, au fost și a domnului primar Cătălin Cherecheș. Uitați că am reușit să, parcă să înfăptuim un vis, că nu am crezut că vom reuși să strângem lumea de 1 decembrie și să fim așa înțelepți ca cei de acum 103 ani care s-au... Să nu se lase înfrânți. Nu s-au lăsat înfrânți. Este o situație mai interesantă. Ne-am orientat. Ne-am orientat și cu ajutorul bunului Dumnezeu, a scos-o și la capăt. Căruia îi mulțumim, a scos-o la capăt, am avut vreme bună, vreme frumoasă astăzi, lume frumoasă, publicul băimărean, invitat, maramureșan... Bun. Invitați unul și unul, prieteni ai Ansamblului Folcloric Național Transilvania, cărora le mulțumesc din suflet. Auzi, acum te rog eu frumos, celor de acasă, dă-le un mesaj de final de an și început de an. Să fim la fel de înțelepți ca cei care au înfăptuit Marea Unire în urmă cu 103 ani, să fim sănătoși, să fim cu dragoste de țară și de neam, cu credința în suflet, și tuturor, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Iuliana Maria Dragoș vă urează la mulți ani de Ziua României și de Ziua noastră a românilor. Doamne ajută! Din Vinteuș, dirijat de Andrei Dragoș. Alo? 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 Da! Bună ziua! Să rămână! Domnul Vaida, felicitări pentru emisiune. Sunt Sasiliana de la Dumbrăvești, județul Sibiu. Să rămână, mulțumim! Mă bucur tare mult că am revăzut-o pe Angela Ruscu. Da, o bucurie mare! Da. Era în perioada debutului, da. Da, 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 știu că urmăresc și, da. Și acum mă bucur pentru ea, pentru micuța Măriuca. Da. Da, vă zic sănătate multă. Domnul Vaida, aș avea și eu rugăminte dumneavoastră să fac o dedicație. Aha. Pentru nora mea Ioana și Sorin din Germania. Da. Nepoții Stefania și Ionuț din Sasi, județul Mureș, Nina, care au venit acum iară niște anișori frumoși, da. Nepoata Nina și David din Germania,
și că-s cu copiii acolo și pentru sora mea, Maria Șuteu de la Albești, județul Mureș, pentru prietenii de familie a lui băiatul meu din Germania, Anișoara, cu Ioji, care foarte mult s-a ajutat, și pentru soțul meu de la Dumbrăve, Șofros, și pentru toate neamurile, acum le zic sărbători fericite că vine... Da, ai văzut ce răbdare bună am. Până ați citit tabelul, am stat cu minte. Să le spuneți celor din Germania că dacă nu se uită acum direct pe Facebook, că se poate vedea pe Facebook direct, să se uită la noapte la 3, nu s-o uita ei la reluare, dar se pot uita pe YouTube. Bine, mâine. Acum sunt direct. Oh, bravo lor, uite le fac cu mâna, bravo lor. Uite, dacă tot sunt în Germania, te-am pupat. Uite, Doamne ajută, Doamne ajută, cu îi sărută. Nicu Goga, vă salut din Germania. Deloc sunt din Jidvei, județul Alba, evident. Și aș dori o dedicație muzicală. Când eram fecior, la tata bun, și pe adresa copilului meu din America și tuturor prietenilor mei. Cu respect, vă mulțumesc. Păcat că nu pot intra prin telefon. Asta e, cu telefonul mai greu, stai să văd cât e. Mai dă-mi un telefon, să mai citim de aici până atunci. Ia uite, Lucaci Ildi. Vreau o melodie familiei mele din Braniștea, Braniștea de lângă Beclean, precis. Alo? Alo? Da. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea și eu o dedicație pentru băiatul meu de la... Brașov, din la Racoș, și ziua lui astăzi. Da. Din Maramureș sunt Mariana. Da. Opa, o să... pentru Lucian, băiatul meu. Un colind, dacă aveți. Vine, gata, acum v-ați prins, prima secțiune a fost așa, după aia a fost patriotică și acum am intrat pe colind, ați nimerit. Da. Da. Vă mulțumesc mult. Toate și vă doresc cele... multă, multă sănătate. Și dumneavoastră. Doamne ajută și sărbători fericite. Tuturor. Ia uite, Hedea și Ștefan, multă sănătate, domnule Vaida, ne-ați lipsit tare mult până v-am regăsit aici după lungi căutări. Succes și activitate lungă. Și ia uitați, Hilda Nemet, bună ziua, domnule Vaida, ce bine că v-am prins pe Facebook. Emisiune frumoasă, toate melodiile de astăzi, soțului meu drag, Peter, duminică plăcută din Germania, vă salut. Asta este. Ați văzut? Oameni buni. Dăm un colind. Este filmat de mult, de mult, de mult în cetatea Târgu Mureșului. Oamenii din dintre colindătorii astea, nu știu dacă mai trăiesc prea mulți, dar câți trăiesc să-i ție Dumnezeu în viață. Îi avem în arhivă. Noi nu i-am lăsat să moară. Uitați-vă la ei, colindătorii din Urca. Am văzut
să fie mântuitor. Vine Crăciun pe la noi! Da, am văzut-o și pe Lele Mare, Nică, acolo, Dumnezeu să ierte. Păi Rinuca, uite, Orian, am văzut-o că spune că vine Clujul pe la noi. Ah, dă-mi un telefon. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Domnule, mi-a făcut cea mai mare bucurie că mi-ați răspuns. Vă ascult. Alo. Vă ascult, iată tu. Sunteți televiziunea Cluj. Da. Și văd că domnul Vaida are emisiune în direct. Cu mine vorbiți, da. Cu dumneavoastră? Da, sunteți în direct, da. Domnul Vaida m-a spus să închid televizorul și nu mi-a dat seama. Da. Aveți o emisiune foarte frumoasă și mă așteptam când ați spus de ziua României să transmiteți secvențele de la Alba Iulia. Nu, că noi nu transmitem spectacole de alea pe sus, știți? Nu am, noi am dus. Dar aveți o fanfară militară frumoasă acolo. O am filmată, să știți. Da? Da. Eu vreau să le transmit la acea formație de muzică militară multă sănătate. Da. Sărbători fericite întregului colectiv al dumneavoastră. Mulțumim. Iar formației de muzică populară, de muzică militară din Cluj, în frunte cu dirijorul locotenentul Munteanu. Da. Să fie sănătoși, iar eu sunt tatăl lui, de la Constanța. Oh, Dumnezeu vă dă sănătate, domnul Munteanu. Toate mă bucur mult. Mai stați că mai avem surprize. Ia să vedem. Ha. Nu cumva... E, acum nu, că m-ați luat, cum se zice, ca din oală, da? O să am, bine? V-am luat ca din oală. Da, bine. Așteptăm să veniți pe litoral. Să iasă soarele. Bine, mulțumim. Că dacă iasă soarele și la noi, venim. Bine, mulțumim. Ei, da? Uite să ne ducem. Ne-a scris doamna Manta din București. Dacă am timp, vă citesc ceva, că scrie frumos aici. Să mă uit eu cum stăm cu busola și cu ceasul. Orologiu bate. Oameni buni, vă dăm un cântec. Eu sunt adeptul care se încadrează, îmi respectă părerile mele. Nu trebuie să respecte părerile mele, dar se încadrează în ele. Colindul pe care o să-l auziți, îl cântam și eu când eram mic, o să vă mai spun cu tare, el este din partea de nord-est, septentrională, și a Transilvaniei și a țării. Cu atenție să-l urmăriți, este folosit mult. Prima dată a fost imprimat și cântat de către Radu Ciordaș. Eu fiind redactor de disc, mi se pare, la Electrecord. După care el fiind însoțit de Ichtis, grupul de teologi, după aceea l-au preluat alții cu alții și foarte bine că l-au preluat alții. Să ascultați colinda aceasta. Cei care sunteți împătiniți de colind, să studiați lucrarea Sculați Gazda, Nu Dormiți, scrisă de Pamfil Bilțiu și Gheorghe G. Pop din Baia Mare, mai este folclor în Maramureș, uitați-vă acolo și să nu greșiți. Atenție! Nu toate colindele acolo sunt din Maramureș. Județul Maramureș are așa. Maramureșul, Voievodal, ăla de păstă de al, Codru, Chioaru și Lăpușu. Gândiți-vă că, uite, zona Codru este și în Maramureș, și în Satul Mare, și în Sălaș, cu sub Codru, cu tot. Ascultați colindul acesta, e frumos, este un pic mai curățat, dar o să vă placă. Și îl trimit, atenție, că trebuie să-l trimit, dar nu știu unde mi-e hârtia, și ață în Belgia. Adică din Belgia încoace bine. Zice, ați vrea o dedicație, o melodie, faină, numele Mărie cu Vlăduța Lupău. Nu o dau pe asta, îmi permit și o să vedeți de ce. Acum, din partea mea, Anais, din Belgia, o trimit bunicilor mei, Aurica și Milu Boca, și Măriuța și Sandu Vaida din Egeriște. Ăsta e frate meu. La mulți ani, Anais, ascultă cum umbla tatu bătrân cu straița peste vale la Samoilă. Hai! Trimis mama la capre, ne-o trimis mama la capre. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, florbai, tirtiri, lai, dai, dai, ho, bai, ho, țăr, țăr, țăr. Numai cu botan
ne-am dus numai cu bota ne-am dus. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, florbai, tirtiri, lai, dai, dai, hopai, hop, țâr, țâr, țâr. Ne-ntâlnim cu lupul-n cale, ne-ntâlnim cu lupul-n cale. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, floribai, tirtiri, lai, dai, dai, hopai, hop, țâr, țâr, țâr. Nu fi lupule fălos, nu fi lupule fălos. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, florbai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, hai, hop, țâr, țâr, țâr. Că s-a născut Hristos, că s-a născut Hristos. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, floribai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, hai, hop, țâr, țâr, țâr. La fereastră, cruce-n casă, la fereastră, cruce-n casă. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, floribai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, hai, hop, țâr, țâr, țâr. Rămâi gazdă sănătoasă, rămâi gazdă sănătoasă. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, florbai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, hai, hop, țâr, țâr, țâr. Pâla anută dvoioasă, pâla anută dvoioasă. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, florbai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, hai, hop, țâr, țâr, țâr. Mărului, dorului, bumbai, iarbai, florbai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, hai, hop, țâr, țâr, țâr. Ce e frumos, e frumos. L-am recunoscut și pe Bogdan Mihai împreună cu Paula Hrițcu, că am scris noi acolo. Se vede, tenor de mare calitate, a cântat pe toate scenele, pe multe din scenele mari ale lumii. Să mulțumim din nou sponsorului nostru, restaurantul Chios din Cluj. Mulțumiri și să nu ne lăsați! Bun, dă-mi un telefon, să nu ne lăsați noastră cu telefonele. Alo! Alo? Da! Bună ziua, domnul Sergiu! Da! O familie din Șimleu vă deranjează? Din Șinca? Din Șimleu, Silva. A, din Șimleu, de aici. Ia. Să nu spui că ești pe strada Mureșului. Ba da, ba da. Sunt Livia Maghi pe strada, nu știu, Lăului sau Mureșului. Băi, mi-a rămas de la cea de televiziune, mi-a rămas timbru în minte, da. Dar vă rog să nici nu uitați. Da. Nici noi nu vă uităm. Și de câte ori am ocazie, încerc să intru în direct cu dumneavoastră. Da. Îmi face plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și dacă nu ne cunoaștem... Nu-i bai, că ne-o cunoaște. Să dai Dumnezeu să fie cât de repede. Da, bine. Prima dată, pentru noi, pentru toată lumea, că da. Mai ales că vin sărbătorile, sănătate, da. La familie, no, la bărbat, la Dorel. La prunc, la narcis, sănătate și mai ales că vine ziua lui, în ianuarie, în 13, să-i dea Dumnezeu sănătate, noroc. Dar cine? Auzi, dumnealui strigă numai de unde? Din Beț sau de la... Nu, de la capătul patului. Da, bine. Bun. Nu, am vrut numai să intru în direct, să
vorbesc cu dumneavoastră. Bun. Să transmit. Un colin frumos. Un colin. Și sănătate. Mulțumim. Hai că vă dau un colin frumos, da? Bine. Orice, orice e bine primit și bine venit de la mulțumim. Nu există urât nimic la noi. Mulțumim. Așa. Suntem băieți deștepți. Cutia, știți? Noi băgăm în cutiuță, că este o vorbă, zice, că dacă într-o cutie zice, pui gunoi, ea devine coș de gunoi. Dacă într-o cutie pui diamant, devine cutie de valori. Așa și cu capul și cu sufletul, să știți. Așa. Bun. Vă pup. No, stai să vedem aici, băi, o scris o grămadă și nu îi putea, dar mă rog. O, domnul Vasile Moldovan, zice, vă salut, bucurii, emisiuni cât mai frumoase din Bistrița, un fost primar, domnul Vasile Moldovan, fost primar, ginere în țara Făgărașului, ho, ho, să nu mai vorbim. Oameni buni, vă dăm acum un colin să vă aduți aminte de multă lume. Va cânta puiul Ioan Bocșa, îl veți recunoaște pe Drăgan Montean, Mariana Angel, Leontina Farcaș, înapoi a lor în grupul instrumental, va fi Tiberiu Gheza, violist, plecat dintre cele, Dragan plecat, ei, nu contează. Face parte filmarea aceasta din primul spectacol care a avut loc la București, Mariana Murărescu l-a făcut după 90. Mi-aduc aminte, au intrat ardelene și când au spus în București, poate vă amintiți, ei, Dumnezeu, să nu știu, de salutul de bun venit, s-a ridicat seama în picioare. Era prima dată când se putea spune în sala Palatului cruce Dumnezeu Hristos. Ascultați! Doamne! Pentru cunoscători, ca să o încadrați în stratul cuvenit, țineți minte ultimele două versuri. Da, Ion și Văsălie se întorc de la robie. Da? Bun. Cum Colinda din față, textul era acolo un pic schimbat, mă mâna mama la capre, merinjoară, nu mi-o pus, numai cu bota m-am dus. Pusă-i bota căpătii, mă scăpăi și adormi, mă sculăi drept în picioare, văzui că nu scăprioare. Și pleacă ăsta, caută să întâlnește cu lupul, n-ai văzut caprile mele. Le-am văzut colom vâlcele, numai oasele-s de ele. Orice lup care vine la noi,
ne lasă cu osul. Alo? Alo? Băi, cred că așa i-a șocat Corindu acesta. Alo? Da, vă ascult. Încât? Domnul Vaida? Da, spuneți, vă rog. Da. De la Târgu Mureș vă sunam. Da. Da. Aș vrea o dedicație pentru socră mea. Bun, e genere acolo, sunteți genere în casa cu dumneai. E aici, nu mureș, aici. Nu, astăzi face 85 de ani, se cheamă Vaida Maria. Opa! Din Șincai. Opa! Păi văidenii, vorba aia, suntem mulți și noi, domn. Da. Ce să faci? Mulțumim! Mulțumim și, și bine ai venit în neamul nostru. Acum câte zeci de ani? Bun. V-am pupat. Oameni buni, stai să mai citesc de aici, mă, că o să fie... O să mă... Oricum, tot ce-mi trimiteți le citesc, dacă nu pot acum... Din Dorna ca Andrei, ne salută Gabriel Tetea, din Aiud, Vasile Popa, Anișoara Chira, tuturor, deci, dedică aceste colinde celor plecați din țară. Vă salutăm din Constanța, este domnul Titi Munteanu, sănătate, echipe dumneavoastră, toate cântecele să drăuiesc frumoase echipe. Ne-am vorbit cu dumnealui. Foarte frumos. Salutări din Suceava, Ioan Vasilache, Anișoara Chira, sănătate, bucurie, emisiuni frumoase, sărbători binecuvântate, bistrițenii, vă salută! Așa. Mai dă-mi un telefon. Alo? No, dacă nu îi pregătiți să vorbească, ascultați ce vreau să vă spun. Data trecută în emisiune m-ați felicitat, am spus că avem un alt fel, putem să ne rugăm Domnului în mai multe feluri, nu neapărat în stilul clasic care știm noi. Eu un pic, așa, ofuscat că în perioada asta de arest la domiciliu, unii și-au făcut tot felul de clipuri desculți, dezbrăcați prin țară, nu știu cum, pac, s-au dus în fața ușilor împărătești toate femeile să luptau acolo, noi bărbații, măi, tot se rugau, frumos, bravo. Ba, dar unul sau una n-a zis că noi suntem vinovați, că ne merităm soarta, nu are de ce ne-ai lăsat, Doamne, de ce? Adică tot divinitatea e vinovată, Doamne, tot ea. Noi n-avem curajul să spunem, bă, noi suntem ăștia, păcătoși, răpănoși, cum vreți, mă scuzați. Da? Noi când ne rugăm, îl facem răspunzător pe Dumnezeu. Sau fiecare în ce crede. Nu ne uităm în oglindă. Acum, sigur că dacă ne uităm în oglindă, unora s-ar putea să nu ne placă ce vedem. Posibil și asta. E ca și cărbunele, care nu te frige, nu te frige, dar te murdărește. Și am făcut și eu un cântec, o rugăciune, domn. Un fel al nostru. Cum aș ruga eu, dacă aș avea și darul cântecului? Linia melodică e din folclor, nu mai știu de unde e. Ba, nu scuzați, balcanic, am emoții. Textul e meu. Dar ascultați-o pe ființa asta ce zice. Așa vreau eu. Ne ducem în fața Dumnezeu să-L tragem la răspundere. Dar cine suntem noi? Ia ascultați-o aici pe Virginia Erimuș. Hai. Vai, Doamne, 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 mult strig, Doamne, întorce, Doamne, lumea înapoi, că am uitat de Tine. Doamne, câta oară frica ne cuprinde, bolile ne omoară. Sunt
Ne-am vândut cu tătul, suntem niște iude. Când ne chem la tine, nimeni nu te aude. Întoarce fața, plânsul ascultă și spre noi îndreaptă mila ta cea multă. Ștergea noastre lacră Părinte, de ne poți ierta. Ne-a scris chiar Virginia Rimuș. În timpul ăsta, n-ai stat să te vezi. Mulțumire, Dumnezeu să vă dea sănătate, toată emisiunea o dedic familiei mele și celor dragi, gânduri bune tuturor celor ce urmăresc această emisiune. Cu stimă și prețuire, copilul dumneavoastră de suflet, Virginia Rimuș. Virginia Rimuș, marți, își va sărbători ziua de naștere. La mulți ani, Virginie, ăsta e cadoul nostru. Și oameni buni, noi am primit în 9 decembrie 20 de ani de când am intrat prima dată pe post cu emisiunea Vine cu Zuprane. A trecut. De-o mai avea bani, după pandemie om face ceva. Rugați-vă la Dumnezeu cum știți și mai ales mulțumiți. La bună vedere!